găsit la emisiunea Vocile Iașului. Vă propun să discutăm astăzi despre modul în care noi, ca societate, instituțiile noastre, fie centrale, fie locale, fie descentralizate, adună date, le arhivează, modul în care le folosim. Ne gândim, de exemplu, la ceea ce se întâmplă astăzi, acest subiect amplu legat de arhiva SIPA, acel serviciu al Ministerului de Justiție, care a fost închis în deceniul trecut, în urmă cu 10 ani, și acum se discută despre ce s-a întâmplat cu această arhivă secretă, cine a reușit să intre în ea și cine nu. Dar plecând de la acest punct, vă propun să discutăm mai departe despre modul în care, spuneam, adunăm toate aceste informații, nu ne referim neapărat la cele secrete, clasificate, care intră sub incidența legii, ci în general la modul în care noi ca societate ne construim acest discurs care până la urmă trebuie să plece de la câteva lucruri certe, cifre, statistici, tendințe și modul în care, spuneam, arhivăm, le păstrăm și le folosim. Discutăm împreună cu Tudor Pitulac, profesor universitar, sociolog la Universitatea Petre Andrei din Iași. Bine ați revenit la emisiunea Vocile Iașului. Bine v-am regăsit, bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor. Cum vi se pare această chestiune? Vorbeam la emisiunea Vocile Iașului cu oameni care lucrează în domeniul ONG, care trebuiau să numere, de exemplu, care trebuiau să afle, să știe statistici, incidența, de exemplu, bolnavilor, sau nu bolnavilor, persoanelor care au autism și spuneau că nu sunt date certe, nu avem, nu le numărăm. De asemenea, când vorbim despre incidența obezității la copii, nu avem date. Ne raportăm la date pe care le furnizează și tendințe pe care le furnizează Organizația Mondială a Sănătății și așa mai departe. Exemple putem să mai găsim. Dumneavoastră, ce știți? Cum aveți tabloul acesta al cifrelor, având în vedere că aveți sociologia. Discutam noi și altă dată. Am senzația de mai multă vreme că politicienii români, în momentul în care ajung la putere, mă refer în special de cei la nivel central, dar putem păstra comparația, sunt ca niște șoferi care se urcă la volanul unei mașini, asta fiind țara, mașina aceea fiind cu geamurile complet opace. După care ne mirăm că ajunge să fie dat în șanț de copaci și așa mai departe. Ei bine, această problemă este tocmai lipsa de cunoașterea informațiilor, pentru că dincolo de ce vorbim noi de informații clasificate, informațiile statistice exact, pe care ar trebui să le avem, sunt incomplete, incorrecte, inexacte, inadecvate și atunci, practic, informațiile sunt la modul ăsta clasificate, cumva ad hoc, în sensul că nu sunt cunoscute. De altfel, pentru, adică nu le clasifică pentru sociolo- nu, ci realitatea, cineva, ci da, în fond nu le avem. Incapacitatea noastră atunci de a le colecta în mod corect, de a le analiza ca atare, de a le prezenta, de a le pune la dispoziția celor care ar trebui, de fapt, să fie consilierii, cei care o să sprijine omul politic în decizie, da, către o politică publică așteptată, dorită. E bine, aceste informații nu sunt în mod corespunzător la îndemâna sociologicilor, a analiștilor economici și așa mai departe. Cei mai mulți apelează, cum ați spus, la statistici internaționale, media de obicei europeană, la noi, la Eurostat. Da, exact. Aici Eurostat. Și aici, fără îndoială că este o slăbiciune noastră, de altfel sistemul pe care Institutul Național de Statistică îl folosește este unul depășit, nu este racordat la ceea ce se întâmplă astăzi în spațiul vest-european și de aici o mulțime de asemenea lucruri care sunt neclare, informații pe care le nu le cunoaștem, plecând de la poate cel mai evident. Nu știm cât suntem, unde sunt românii, câți au plecat, de unde au plecat. Este și o problemă, să vă întreb și altfel, din interiorul domeniului, este și o problemă a sociologilor că nu reușesc să tragă suficient de multe semnale de alarmă, că nu reușesc să pună presiune pe cei care trebuie să ia astfel de măsuri, până la urmă cei care sunt la putere, guvernanți și așa mai departe? Dacă vorbim de sociologi, trebuie să vorbim, sigur că orice demers al unui sociolog, indiferent cum îl cheamă, dacă este un demers izolat, nu poate avea succes. Iar pentru a putea vorbi și pentru a putea pune într-adevăr presiune pe decidențe, este nevoie ca o asociație profesională puternică exact, să reprezinte această de aceea fac referire la întregul nu domeniu. Există. Nu există. Nu există. A fost o asociație care practic mai mult nu exista, după aceea s-a înființat o alta care de asemenea nu funcționează. Profesiunea de sociolog nu este una
reglementată în mod corespunzător. Interesul pentru analiza de tip sociologic este redus în România. Pentru români, sociologul este de obicei omul cu chestionarul, exact, ceea ce este absolut ridicol. Pe care de altă face parte, sigur că, eventual? Da, o aceeași asociație profesională puternică ar fi trebuit să pună un filtru pentru înființarea și funcționarea unor case de sondare a opiniei publice, să le verifice activitatea, să le confere credibilitate, legitimitate. Știți bine că acest lucru nu se întâmplă, știți foarte bine ce se întâmplă în timpul campaniilor electorale, presondajele, sondajele și așa mai departe. Prin urmare, din păcate, sociologul în România nu are poziția pe care ar fi trebuit să o aibă și nu este consultat de cele mai multe ori decât în mod formal, cel mult, de către decidentul politic. Arhivele, pentru că am început discuția și cu această, și cu acest subiect care este foarte amplu astăzi, arhivele SIPA, dar nu doar arhivele, arhivele în general. Am fost ca societate foarte atenți în două decenii și jumătate, mai mult, la arhivele Partidului Comunist, la Securității, să vedem, să le desecretizăm, să aflăm de acolo ca și cum acolo ar fi fost adevărul ultim, cel mai important. Uneori am reușit, alteori n-am reușit, mai cu greu, dar s-a pus foarte mare accent pe acest lucru. În același timp, să ne întrebăm puțin și vă întreb și pe dumneavoastră, să evaluăm puțin, cel puțin calitativ, cum se constituie aceste arhive și cum se constituie astăzi? Nu neapărat cele secrete, revin, ci și cele care le fac inclusiv întreprinderile, societățile comerciale ample, care trebuie să le facă. Sunt cei care arhivează documente. În orice organizație, în orice instituție, trebuie să existe și reglementări cu privire la arhivarea documentelor, circuitul documentelor, arhivarea și, sigur, eventual, distrugerea lor. Toate acestea trebuie să se facă, în primul rând, în concordanță cu legea, pentru că avem norme, exact, cu privire la acest aspect și cu privire la acest aspect și, sigur, ținând cont și de specificul fiecărui domeniu, să spunem, în care activează o instituție, o organizație. Fără îndoială că acestea, în general, se bazează în continuare pe arhivarea în formă fizică, pe hârtie, ceea, exact, ce iarăși este o problemă foarte mare, pentru că, unu, ai nevoie de spațiu, ai nevoie de mult personal, și cu siguranță de condiții în care trebuie, sigur că de asta spun, de spațiu, de condiții, și atunci sigur că nu toate, mai ales că nu sunt documente a căror, cum să spun, nu sunt toate manuscrisele lui Eminescu, da? Suportul, exact, de hârtie poate să dispară și să fie folosit exclusiv doar cel electronic. Nu știu, uitați-vă și acum dacă fiecare societate comercială, dacă se duce și trebuie să depună bilanțul și așa mai departe, trebuie să se ducă și cu două copii print și cu ele și cu documentele în format electronic și atunci, da, sigur că unele din ele, nu știu care, sunt redundante, da, ar trebui să fie cele pe suport de hârtie, dar s-ar părea că celelalte sunt așa o încercare, o tentativă de a schimba lucrurile, o tentativă care nu ajunge niciodată la liman. Acesta este modul în care se constituie. Modul în care se folosește, le folosim, adunăm date, pare că adunăm date, chiar le adunăm, dacă vorbim chiar de aceste documente de la firme, sigur că unele se păstrează mai puțin, altele, legislația prevede exact, unele se păstrează un an, altele 5, altele 10 și așa mai, în funcție de importanța lor prevăzută în actele normative. Este greu de spus, în general arhivăm documente pentru situații neprevăzute. În general le arhivăm ca să fie acolo în caz de nevoie. Haideți să ne gândim la unul dintre elementele care au ținut capul de afiș în ultima perioadă și încă țin, alegerile din 2009, cu buletinele, exact, de vot și așa mai departe, da? Cine s-ar fi gândit că până la urmă acele buletine de vot, știu, vor fi căutate vreodată sau ar trebui luate și așa mai departe. Sigur că de cele mai multe ori ne preferăm să ne lăsăm pe gubaș decât să încercăm să căutăm ceva într-o arhivă. Sigur că ele sunt foarte importante pentru istorici, pentru analiști, pentru cei care doresc să ofere o perspectivă diacronică semnificativă. Sigur, sunt foarte importante, sunt foarte utile, însă
un element, aș spune, care ar trebui să preocupe și pe care nu prea l-am auzit în spațiul public, ar fi digitizarea arhivelor. Pentru că în momentul în care accesul la aceste arhive devine mai facil, sigur că informația care este conținută în general în arhive poate să aibă relevanță pentru un număr mai mare sau mai mic de oameni, pentru specialiști și poate apoi pentru societate. Însă, mai degrabă suntem în situația pe care cred că fiecare dintre noi o avem, în care, nu știu, adunăm tot felul de lucruri, cine știe dacă ne mai trebuie sau nu ne mai trebuie. Da? Și le cărăm pentru ca până la urmă altcineva să le arunce. Așa suntem și noi. Unii arhivează, alții la un moment dat renunță la ele. Le aruncă fără să le folosească vreodată. Fac apel la bunăvoința dumneavoastră să faceți un efort să vă amintiți în când un oficial, mai mult sau mai puțin înalt, puternic, a făcut apel la date statistici pentru a proiecta ceva, o politică publică, și pentru a aduce date statistice, informații din statistică în argument, ca argument. Au fost chiar în campania electorală precedentă, au fost lor de poziție chiar de la cei care astăzi conduc România la cel mai înalt nivel, au fost asemenea abordări, există de fiecare dată trimiteri și acum de la nivelul diverselor ministere ale căror miniștri sunt mai vocali, mai prezenți, există asemenea prezentări, însă după, dacă ați observat, imediat există, aproape de fiecare dată există reacții ale preopinenților politici, câteodată și din partea experților, dar mai rar. Dar de obicei preopinenții politici vin cu date statistice dintr-o aceeași zonă, dar pe alte direcții, care vin să nege ceea ce se spune. Nimeni nu are încredere în aceste elemente. Nu suntem într-o societate în care să putem spune că punem bază pe astfel de informații. Pe de altă parte, sigur că la fel cum poți să faci într-un discurs atunci când îl trunchiezi ca să-ți iasă o anumită concluzie pe care o dorești cu datele statistice, dacă nu ai această, cum să spunem, bunul simț politic necesar, decența politică minimală, poți să faci la fel. Poți să iei datele care îți convin și să le prezinți ca fiind complete și corecte pentru a-ți justifica o politică publică altfel dificil sau imposibil de justificat. Am să mă refer totuși și la acest aspect cu arhiva SIPA de astăzi, pentru că și am să vă rog să comentați, având în vedere, de exemplu, că astăzi am văzut două tipuri de reacții. Cele care privesc foarte atent la această decizie a ministrului Justiției Tudorel Toader de a desecretiza persoanele care au urmărit această, care au intervenit și au văzut documente de acolo, pe de altă parte am văzut voci care spuneau este o deturnare. Nu mai vorbim despre cifre, despre economie, despre cum trăim, ci vorbim despre tot felul de subiecte false. Cum vi se pare aici? Este un subiect fals? Este un subiect important? Este un subiect care arată ce ne arată? Aș face abstracție de maniera în care subiectul a ajuns iarăși în atenție sau acum. Aș face abstracție deci de maniera. Este foarte important. Este, dar n-aș vrea să intru în discursul. Știm, s-a pronunțat și președintele Iohannis cu privire la această manieră. Însă, aș spune că este un subiect care, indiferent de cum a apărut în atenția publică, și dacă este să dăm deoparte zgura aceasta adunată, da? Aruncată de toți cei care vor fie să îngroape subiectul, fie să deturneze atenția pe elemente mai puțin relevante ale subiectului, spuneam, dacă facem abstracție de cum a apărut în spațiul public, am putea folosi acest subiect, această temă pentru a deschide o discuție foarte importantă în societatea românească, aș spune. Pentru că acum avem acele informații care sunt stocate acolo. Exact. Da? Avem această informație pe care ne-a pus-o la dispoziție Ministerul Justiției astăzi, foarte utilă, legată de cei care au intrat acolo. Dincolo de aceasta însă vine ideea, deduc, pentru că există probabil niște presiuni sau interese, ca această arhivă să fie distrusă. Și avem reacția de în urmă cu câteva ore a Ministrului Justiției, care spunea că ar fi păcat, exact. Dar argumentul pe care îl aduce, nu știu dacă este unul corect sau dacă este cel mai relevant, că acolo ar fi niște dovezi pentru pensie, pentru niște persoane care au lucrat în
în ANP și așa mai departe. Nu știu, mi se pare mai degrabă mai puțin relevant. Sau nu cred că oamenii respectivi își pierd punctele la pensie dacă nu ar fi documentele de acolo. Chiar nu cred. Cu siguranță, chiar dacă nu se știe ce au făcut în timpul cât au fost acolo, cu siguranță orele lor de serviciu au fost pontate corespunzător în altă parte. Deci mi se pare că argumentul acesta nu poate fi susținut. Însă, ce este foarte important, era vorba de acele informații cu privire la viața personală și așa mai departe, care să nu fie date publicității. Ei bine, eu aș spune că există categorii de informații care țin chiar de viața privată a unor, să spunem, judecători, în special, să mă refer doar la aceasta, dar putem extinde cu siguranță discuția, care sunt relevante pentru populație. Să luăm un exemplu banal, da? Un judecător care judecă, să spunem, un proces de divorț în care unul dintre soți a comis adulter. Da? Ne interesează dacă judecătorul care ajunge să judece asta are la rândul lui, să spunem, o culpă în acest sens, poate și el a comis adulter. Adică e bine, să fie într-un fel avem de nevoie în societatea românească, nu este vorba de faptul că la nivelul acesta al oamenilor care influențează foarte mult viața altor oameni prin deciziile lor, cum sunt judecătorii, aici trebuie să avem o toleranță zero cu privire la derapajele ce țin de moralitate. Trebuie să fie un element care să țină de fișa postului. Și atunci, în momentul în care o asemenea persoană dă dovadă de lipsă de moralitate, el trebuie să părăsească acea poziție. Eu nu pot să mă gândesc liniștit la faptul că pot fi judecat de către o persoană, cum să spun, care, a cărei moralitate, cum să spun, nu mă interesează, nu ține de public. Nu. În momentul în care, la fel cum atunci când devii persoană publică, îți pierzi o bună parte din zona intimității, cu atât mai mult în momentul în care devii judecător, îți pierzi, să spunem, această libertate de a interpreta cumva mai lejer morala. Din punctul meu de vedere, și nu neapărat pentru cei care au fost, dar ar trebui să fie o discuție și ar trebui să putem să oferim, pentru că după aceea spunem, nu avem un statut social și o recunoaștere socială corespunzătoare a activității judecătorului, a profesorului și așa mai departe. Ei bine, în momentul în care cei care acced acolo trec prin niște filtre și se asumă o anumită conduită, în mod automat, practic, foarte rapid, poate neașteptat de rapid, societatea ajunge să le recunoască aceste merite. Deci este un subiect care mie mi se pare că este tratat superficial și că este cumva ca o, nu știu cum să spun așa, să fac o comparație, poate nepotrivit, ca o minge de fotbal desumflată care a fost dată și acum o întindem așa de ea, dar nu poate să ducă nicăieri. Deși în sine subiectul, spuneam, poate să atingă aspecte foarte importante, pentru că domeniul justiției rămâne un domeniu extrem de delicat încă în România. Calitatea vieții fiecăruia dintre noi ține și de partea aceasta a justiției, dincolo de toate elementele politice, economice. Exact, și mai ales trebuie să nu uităm tot timpul, deși noi jurnaliștii aducem mereu în atenția publicului ceea ce face Direcția Națională de Anticorupție, ceea ce este firesc, dar nu doar direcția există, nu doar această ramură, să-i spunem, a justiției există, este doar o parte, partea vizibilă și vizibilă din cauza mass media. Dar voiam să vă întreb cu privire la aceste situații despre care vorbeați, despre modul în care trebuie să judecăm și să avem o discuție legată de moralitate și modul în care se îndeplinește serviciul acesta al judecătorilor, cum gestionăm acuratețea datelor pe care le strângem instituțional vorbind? Există și aici o întreagă discuție. Sunt lucruri care ajung să fie ca date, sigur, în dosare, dar sunt la rândul lor supuse semnului de întrebare. Mai ales că există semne de întrebare asupra modului în care sunt strânse, adunate, acumulate. Sigur că da. Este în absolut nepotrivit și este adevărat ceea ce spunea ministrul Justiției, că arhiva SIPA este, dar nu arhiva în sine, cât faptul că cineva a avut inițiativa de a
realiza, să spunem, astfel de arhivă, de a urmări, să spunem, judecătorii cu un serviciu de informații, este într-adevăr nepotrivit. Eu mă refeream la expunerea aceasta, cum se întâmplă, să spunem, în alte state, acolo unde, să spunem, mass media poate să facă lucrul acesta, sau anumiți alți specialiști din aceeași ramură, din aceeași breaslă, care pot să atragă atenția asupra unor derapaje ale unor comportamente sau activități, acțiuni nepotrivite ale, că sunt procurori, că sunt judecători sau da, asemenea personalități care activează în lumea justiției, magistrați în general, să le spunem, deși aici știți că există o discuție cine ar trebui să intre în categoria magistraților, cine nu. E bine, deci în niciun caz în maniera aceasta de a avea o urmărire, nu știu, informativă cu privire la aceștia, nu, trebuie să plecăm de la, trebuie să avem niște filtre la accederea în sistem, nu numai acestea legate de cunoștințele de specialitate, da? Ci trebuie să avem atenție mai mare și să dăm atenție mai mare și altor criterii, astfel încât cei care trec de aceste filtre să beneficieze de prezumția de onorabilitate, de moralitate, și până la proba contrarie ea să se păstreze. Dar în momentul în care proba contrarie apare, da, în momentul acesta reacția trebuie să fie rapidă și fără echivoc. Generalizez acum și pentru că ne îndreptăm și spre finalul emisiunii, dar generalizez și întreb, avem în vedere și exemplul recensământului, ultimului recensământ la care s-au planat tot felul de semne de întrebare legate de, iarăși, acurateța datelor. Și întreb generic, nu doar pentru judecători, cum facem sau cum ne asigurăm, care sunt filtrele, criteriile prin care noi facem acest lucru, ne asigurăm că datele pe care ne bazăm sunt cele reale. Până la urmă, de aici pleacă politici publice. Se fac politici publice așa cum se fac ele, pe baza acestor date, pe baza informațiilor, statisticilor care intră în tot felul de rapoarte. Și mă refer, eventual m-am referit la recensământ, ne putem referi și la date de tip medical. Știm toată discuția care a fost în jurul referendumului, cel de-al doilea referendum pentru demiterea președintelui Traian Băsescu. Exact. Discuția la cât ne raportăm, care este procentul, care sunt cei care se prezintă la urne. E bine, referendumul din 2012. Este, sigur că da. Este o situație care iarăși arată neputința noastră ca societate. Mai reamintesc doar că atunci, în acel moment, când nu știam la cine să ne raportăm, o parte spuneau că trebuie să ne raportăm la un anumit număr, cel care are drept de vot, altă parte la alt număr. Se vorbea atunci că trebuie să clarificăm neapărat acest lucru, să nu mai ajungem în această situație, ori nu s-a întreprins absolut nimic după acel referendum. Sigur că nu. După acel... Sigur că nu. Demersuri de gen revizuirea Constituției, care este importantă, descentralizarea, regionalizarea, așezarea, sau de fapt modificarea actualului sistem de înregistrare statistică, da? Toate acestea sunt și altele, dar să spunem acestea de care ne-am referit, sunt foarte importante. Ele, cum ați văzut, ajung în discuție doar în, în anumite circumstanțe, cu totul și cu totul contextual, după care foarte repede sunt date deoparte. De ce? Acestea sunt schimbări care necesită un efort prelungit. Iar noi suntem deficitari. Foarte deficitari la acest capitol. Nu suntem interesați până la urmă decât de elementele care ne aduc un câștig rapid și, așa cum spuneam și altă dată și la dumneavoastră în emisiune, în România scriem definiția subdezvoltării având această suprapunere a ciclurilor de dezvoltare pe ciclul electoral. Mulțumesc foarte mult pentru tot acest dialog, Tudor Piciulac, profesor de sociologie la Universitatea Petre Andrei din Iași. Așteptăm opiniile dumneavoastră la adresa de e-mail la emisiunii Vocile Iașului, arondigi24.ro sau pe pagina de Facebook, facebook.com/vocileiașului. Sunt Ovidiu Mihăiuc, ne revedem mâine de la 17:30. O seară cât mai bună vă urez!